extindere și modernizare iluminat public, sat Rosiori, Comuna Rosiori, județul Bacău. Valoarea proiectului finanțat pe măsura 3.2.2 prin intermediul Galcolinele Tutovei, pentru care s-a primit ajutor public nerambursabil, a fost de 40.072 euro, la care s-au adăugat cheltuieli neeligibile suportate de către Comuna Rosiori, 10% din valoarea totală a proiectului, care a ajuns astfel la circa 180.000 de lei. Prin implementarea acestui proiect s-a urmărit modernizarea și extinderea sistemului de iluminat public stradal, utilizând sistemul bazat pe energie regenerabilă cu panouri fotovoltaice și reducerea costurilor de către consumatorii de energie electrică, valorificându-se astfel resursele energetice regenerabile, îndeosebi energia solară. În zona centrală a comunei, între școală și primărie, pe o distanță de 800 de metri, au fost postați un număr de 21 stâlpi de iluminat cu lampă LED, la baza cărora s-au montat baterii de acumulare și în partea superioară panouri fotovoltaice. Proiectul constată în montarea 21 de stâlpi cu panouri fotovoltaice. A fost implementat prin Galcolinele Tutovei cu valoare de 40.000 de euro, bani de la Uniunea Europeană, fonduri europene și contribuția Comunei Rosiori, a Consiliului Local, 10%. A fost executat în totalitate, s-a făcut și procesul verbal de recepție finală, s-a montat pe drumul Judetean 241, A și C, pe o lungime de 800 de metri, liniari. Deci sunt 21 de stâlpi puși din 40 în 40 de metri. Și pentru viitorul apropiat sunt șanse de îmbunătățire a infrastructurii Comunei Rosiori. În comună avem acum în derulare prin PNDL 4 km, 128 metri asfaltare. Sperăm să mai facem, avem o centrală termică la școala Rosiori, încercăm să o acoperim, să nu mai prind iarna dezvelită. Cu ajutorul Consiliului Județean Bacău o să avem un drum județean 241C propus spre asfaltare. Școala a început în condiții bune, chiar astăzi am fost pe acolo, calele didactice sunt la posturi. Au aviz sanitar, au avizele toate necesare, colaborăm bine cu directorul, cu toți ceilalți profesori, nu sunt probleme.